Bună dimineața, 9:16, mai devreme ne aduceam aminte că în urmă cu o săptămână invitatul nostru era Cătălin Măruță, chiar de ziua lui, și vă aduceți aminte câtă grijă ne-a purtat Cătălin în momentul în care noi am luat niște sosuri maiuți pe aici, cum ne-a oferit lăptic și tot ajutorul lui în situații destul de dificile pentru noi. Este momentul să întoarcem gestul în această ce, dimineață. Ce, mă, că mi-e rușine? E un gând, păi tăi un gând, îl înjuram. Și acum uite ce-a pățit. Hai să-l salutăm pe Cătălin Măruță. Neața, Cătălin. Neața, 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 neața. E, data trecută ne-am văzut în direct la voi acolo. De data asta eu sunt acasă. Dar uite, vezi, tot în direct suntem și aș putea să vă trimit prin corespondență niște sosuri. Lăsați. Cătălin, mai să luăm altfel, exact, ai gust? Nu mai am nici gust, nu mai am nici miros. Lucrul ăsta se întâmplă de vreo 3 zile, mai e bine. Astăzi a rămas și Andra fără miros. Ea zilele trecute era la fel, foarte... Adică cum tu nu ai miros și eu în continuare am miros. Și azi dimineață când a văzut, face... Știi, nu mai miroase parfumul ăsta, nu mai simt mirosul. A început să testeze diferite nu știu, creme care erau puternice, parfumuri, și și-a dat seama că nu mai are nici miros. În general, starea de sănătate e destul de, de bună. Au fost zilele acelea cu foarte multă oboseală și cu dureri musculare. Mai mult, mai mult la Andra, la mine poate un pic mai, mai diluate, dar rest e ok. Și copiii ce fac? Sperăm așa să rămână. Copiii și ei, Eva a fost din prima, de la primul test a ieșit pozitivă. A stat cu noi, David a fost negativ. În schimb, în fiecare zi de vineri venea și zicea, pot să fac și eu test, simt că cred că s-ar putea să am și eu. Nouă medici ne spuseseră faptul că am stat toți în aceeași casă, mai mult ca sigur și el se va pozitiva, dar puțin mai târziu. Lucru care s-a întâmplat și lucru care pe el a făcut fericit, că nu mai trebuie să stea izolat de noi, pentru că era foarte... Venea cu 2-3 măști, noi avem 2-3 măști, stăteam undeva mai departe, așa, în capătul culoarului, și făcea, aș vrea să vă țin în brațe, aș vrea să vă pup. Și da. te rupeau momentele astea, pentru că, nu știu, era greu lui să stea departe de noi și în același timp să vadă că Eva stă cu noi. Și am explicat, David, dar nu e o bucurie, uite, e o boală, uite, e, da, dar copiii fac forme ușoare, știi, poate, oh, ok. Cătălin, uite o recomandare, da. Grijă mare la starea de spirit, dacă e ceva ce pe mine m-a tulburat în perioada aia de COVID, da. Era fix detaliul ăsta că la un moment dat mintea îți umblă așa pe niște cărări pe care nu le mai poți controla. Te gândești la toate relele din lume, la te ia capul, cum se zice în popor. Da. Eu cred că am puțin și norocul, dacă pot să spun așa, faptul că emisiunea continuă, mergem destul de mult cu o parte din live a emisiunii și de acasă. Și lucrul ăsta mă ține destul de antrenat, pentru că trebuie să vorbesc cu colegii în redacție, vorbesc cu oamenii, vorbesc la emisiune în direct și atunci probabil n-am timp de gândurile astea exact. Păi nu ți-au zis? Că... Stai așa, nu ți-au zis că rămâne, nu ți-au zis că rămâne bobonete de acum încolo? Te-au protejat un pic, au zis să treci peste exact. Corona nu mai și după gust, aia. Nu mai ai miros, nu mai ai nici emisiune. E bonus. Parcursul logic. Hai, la radio cu tine. Da. Auzi, Cătălin, ai făcut propria anchetă epidemiologică. Cine a adus virusul în casă? Să știi că am încercat să mă gândesc la toate lucrurile astea și... lucrurile stau în felul următor. De când am început pandemia, eu am fost destul de expus, pentru că mergeam zilnic la emisiune, mă întâlneam zilnic cu foarte mulți oameni, am fost destul de prudent și iată că destul de mult timp nu am luat acest virus. După aia am stat și am încercat să mă gândesc de unde. E clar, eu l-am adus acasă, pentru că stările apoi au început să apară Andrei, copiilor, și clar, de la mine a pornit toată povestea asta. Numai că chiar nu știu de unde, pentru că în săptămâna când am fost și la voi la radio și în săptămâna cu când am fost depistat pozitiv, mi-am făcut test marți, obligatoriu la ProTV, pentru că asta se face acolo. De fiecare dată. Miercuri mi-am făcut pentru că era ziua mea și veneam la voi și am făcut un test rapid acasă. Joi am făcut cu Andra. Vineri dimineață n-am mai făcut, dar vineri seară
pentru că Andra se simțea puțin obosit, am zis, haide să mai facem un test și ne-am dat seama că este pozitiv, după care am mers, l-am oficializat și da, era pozitiv. Nu știm de unde, nu-mi dau seama, îți dai seama, vin tot felul de gânduri. A, m-am întâlnit eu cu cineva care știu că a fost răcit acum o săptămână. Sau am fost cu copiii undeva și poate de acolo. Nu, nu știi 100%. Hai să facem o știre, fii atent. Andra aduce bani în casă, Măruța aduce COVID. Cam asta e situația la voi. Da, 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 da. Altădată avea și mai multe rime la glumele astea. Hey, și tu erai mai în formă. Dacă te ajută cu ceva, să știi că ne-ai speriat puțin, pentru că noi am luat chipsurile alea cu sos picant. De la tine din mână. Da? Da, da. Voi ați fost imunizați natural, nu? Pentru că Bogdan, nu? Noi am trecut deja. O parte din echipa noastră deja a trecut, dar să știi că Beatrice se ține tare în continuare. Sunt Beatrice. Da. Bravo. Sunt atât de rea că nici COVID-ul nu se apropie. Da, am purtat mască la voi acolo în studio. Așa e. Și da. Nici nu m-am îmbrățișat cu Beatrice, vezi? Păcat. Nu, Doamne ferește. Dar uite, fii atent, poți să profiți de situația asta în care n-ai gust și să testezi sosurile alea ale tale, chiar pe cel mai iute să-l testezi și să ne spui și să știi că m-am gândit la treaba asta, problema mea. Problema mea n-ar fi acum, problema mea ar fi mâine dimineață și atunci asta nu mai gândesc. Așa că am vrut să încerc chestia asta mai extremă așa, dar am zis, bă, totuși mâine dimineață s-ar putea să fie niște probleme mai serioase, așa că mai bine nu. Mai bine așa. Nu, da. Așa. Ideea, știi că vreau să zic de povestea asta cu... Stai că mă sună cineva, am închis, ți-am mă zis sună că o să cineva, te mai sunte, mai sunte. Ți-am zis că da. O să te anunțe la un moment. Da. Ideea în felul următor. Am citit și la început, când aveai COVID sau erai depistat, erau foarte mulți oameni care în continuu spuneau, vai, dar ce ați făcut? V-ați compromis? De ce trebuie să spuneți că aveți? Când nu există virusul ăsta, știi? Ușor, ușor, la început, întrebai prieteni și vrei să afli dacă cunoști pe cineva care are COVID. Hei, tu știi pe cineva care are COVID? Și erau foarte puține cazurile în care cineva spunea, da, și eu cunosc pe cineva care are COVID. Acum încep să sun prietenii și toată lumea, mesajele acelea în care toată lumea era acuzată, că ați luat bani, că ați făcut, acum sunt mesaje de însănătoșire, de sănătate, pentru că majoritatea oamenilor au trecut prin această experiență. Acum sunt oameni pe care îi suni și îi întrebi, tu știi pe cineva care nu mai are COVID, știi? Adică s-a schimbat balanța. Aha, deci tu ai prins fără bani, eu am prins cu bani anul trecut, am fost cu bani. Sol. Și dacă, uite, eu am prins cu bonuri de masă. E bine și așa. Da, dar okay. Tu știi că sunt convins că sunt probabil oameni care acum chiar cred chestia asta. Da, dar ai zis și tu, din ce în ce mai puțin oameni au ajuns să creadă povestea cu banii, pentru că epidemia din nefericire ne-a lovit pe mulți. Da, și cred că e bine ca oamenii să se protejeze, nu numai că povestea cu banii, că e o absurditate și o aberație uriașă, dar faptul că nu există, știi? Foarte mulți oameni ziceau, serios, hai că nu există povestea asta. Da. Există, unii oameni fac forme mai complicate, unii oameni fac forme mai ușoare. Uite, vreau să-ți dau un exemplu, pentru că noi îmi place să cred că suntem în categoria forme mai ușoare și vreau să te întreb și eu, voi n-ați primit mesaje, da, sunteți vedete, de asta aveți forme ușoare. Cum adică la vedete Doamne, se dă mai puțin no? Formă ușoară? Da, 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 am primit un mesaj de genul ăsta. Vezi că ziua 8-a e ziua în care îți dai seama dacă e o formă ușoară sau nu. Până în ziua 8-a am înțeles, poți să fii așa foarte... este, ziua 7-8-a. Da, poți să fii foarte relaxat, îți se pare că e ceva foarte simplu, dar în ziua 7-8 se întâmplă ca virusul să își facă de cap și să constați dacă ai sau nu o formă ușoară. Noi îți dorim sau vă dorim să aveți o formă ușoară. Mulțumesc mult de dacă tot. Dacă era pe bani, tu ai fi negociat și pentru Andra, ceea ce ar fi adus probabil... Pentru Andra, pentru Eva, care are super succes pe YouTube. Așa e, așa e, da? Vă ținem pumnii și vă dorim să. Mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc mult de tot, aveți grijă de voi și abia aștept să ne reîntâlnim. Și noi la fel, Cătălin, multă sănătate vă dorim să treceți ușor. Mulțumesc, vă pup. Stai să-i facem jingle-ul ăla, cum a zis Becali. Catalin, dă pe DSP! Matinalul DGFM. Bună dimineața celor care au cea mai frumoasă gașcă!